După plat și placa arestat. Tudor, trebuie și la sediul tău să faci. Numai decât. În ce mod? Pentru că un om normal, un om onest, niciodată nu se vinde, nici pentru că este șantajat, nici pentru că este cumpărat. Vreau să fac un apel către oamenii simpli, către simpatizanții și membrii de PLDM din Raioane. Acolo, ca și printre peliști, ca și printre pediști, sunt oameni normali, sunt oameni onești, ca și noi. Iată, toți acești oameni trebuie să protesteze. Ei trebuie să le spună lui Aldi Pleșca, lui Aldi Palihovici, lui Aldi Balan și toți cei trădători care au trădat ieri, Cotinean, să le spună Cotineanu și așa mai departe, că le retrag voturile, că nu-i mai reprezintă. Să facă declarații primarii, consilierii, oamenii simpli, cetățenii, pentru că aceste haimanale politice n-au făcut nimic altceva decât să se transforme în mercenari. Ei sunt gata să facă orice, pentru bani sau pentru dosare penale, deci pentru șantaj sau pentru faptul că sunt cumpărați. Da, vă rugăm să treacă... Haideți să facem un pas înainte să eliberăm o bandă de circulație. Eliberați o bandă de circulație, vă rugăm mult. Faceți un pas înainte mai aproape de sediul PLDM. Au șansă să treacă! Nu, nu fiți cu mafia! Fiți cu poporul! Dați-vă într-o parte din această mafie și dacă mai sunt oameni în Parlament să iasă și să spună foarte clar că sunt de partea poporului și nu sunt de partea bandiților. Opriți mafiotizarea țării! Opriți această tentativă de a transforma Republica Moldova într-o dictatură feroce! Balan la pușcărie! Balan la pușcărie! Fiți cu poporul! 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 Anticipat!
anticipate, 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 anticipate. Stimați cetățeni, aici este o întrebare. Mergem la Parlament? La Parlament! 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 La Parlament acum nu avem cu cine vorbi, așa că mergem înainte spre sediul Partidului Democrat! La Parlament! Mergem spre cei mai mari hoți acestui neam! Cum o vedeți? Ei nu știu de-a măsit! Parlament! Aici!